mi-am dat seama că am ceva în comun cu gospodinele. Mă refer la românce, cel puțin dintr-o anumită generație sau din generația mea. Când te duci undeva la masă și lumea știe că te duci la masă, încarcă masa atât de tare că probabil și-au propus să te îngrași atunci să reziști vreo 2-3 luni de zile. Și nu mi-a plăcut niciodată asta. Sunt împotriva risipei, în fine, mai multe. Și m-am gândit, bă, nu le condamna pe surori, că așa e și tu. Când te duci undeva, atâta scriptură vrei să bagi în ei, de parcă nu mâncat niciodată până atunci, nu o să mânce niciodată. Deci, fiind conștient de lucrul acesta, încerc să mă schimb, dar eu nu mă schimb ușor, deci nu-mi iese. Așa că nu vă așteptați în seara asta să fie scurt. Și chiar fratele păstor mi-a făcut o mare bucurie. Ați văzut că la serviciile de duminică a anunțat când începe, când se termină. Vineri seara au zis doar atât, începe de la 19. Asta zici tot timpul sau acum, numai? Hai, știu că vin eu, corect, mulțumesc frumos. Deci, prima bucurie. Aș fi vrut să mai îmi faceți o bucurie. Am vrut să fac eu un târg așa cu voi, dar seara asta vă las. M-am gândit că dacă eu am venit vreo 60 de kilometri la biserică, ei să vină cu 6 rânduri în față. Nu știu dacă nu era mai ușor pentru mine să fac 60 de kilometri decât pentru ei 6 bănci mai în față, dar având în vedere că aici sunt familiile tinere, care acum sunt copii, vă iert în seara aceasta, dar poate dacă ați fi mai aproape, m-ați vedea pe mine, v-aș vedea pe voi și aș ști și eu când să zic amin, că acolo e ceasul la mine. După ce am promis că voi începe, nu voi epuiza, voi începe un subiect, mi-a părut rău, dar acum dacă tot l-au scris frații acolo, am zis că le rezolv eu. În seara aceasta, pentru că suntem calendaristic după sărbătoarea Rusaliilor, m-am gândit să împărtășesc cu voi un subiect, parte dintr-un subiect, pe care niciodată nu l-am dezvoltat până săptămâna trecută. Duhul Sfânt și viața de familie. Suntem în amintirea acestei sărbători, ne gândim la Duhul Sfânt, la lucrarea Lui și știți, eu am o aplicare vis-a-vis de viața de familie, că e vorba de cei necăsătoriți care vor să intre în viața de familie și am zis că le împac pe amândouă să văd ce ne spune Scriptura vis-a-vis de Duhul Sfânt și viața de familie. Dar după asta m-am gândit, mai bine vorbeam despre Duhul Sfânt și rugăciune. Dar acum să vă spun cum le împac eu, că eu mă cam descurc așa dacă Domnul are milă de mine. Am bucuria să am în sală cel puțin, adică în sală și la amvon cel puțin 3 păstori, corect? Domnul să-i binecuvinteze. Ei, până vorbesc eu pe Duhul Sfânt și viața de familie, cu jumătate de creier mă ascultă, mă analizează, să nu fac greșeli și cu cealaltă jumătate se gândesc dacă ar trebui să spună un singur lucru despre Duhul Sfânt și rugăciune într-un minut, jumate, două, ce v-ar spune. Dacă nu uit, le dau la final cuvântul să ne spună ce au găsit. Ei, oricum am lungit-o prea mult, să împărtășesc cu voi câteva lucruri vis-a-vis de subiectul acesta Duhul Sfânt și viața de familie. Și aș începe cu începutul. Duhul Sfânt a fost implicat de la început. Vedeți, când Dumnezeu a spus să facem om, cine a fost implicat? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci suntem creați așa pentru că Duhul Sfânt, da, în Trinitate, a hotărât să fim așa. Când s-a hotărât ca omul să nu rămână singur, ci să se întemeieze viața de familie, cine a hotărât așa? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei, e simplu până la urmă, că noi spunem acum, Duhul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt a fost implicat de la început. Pentru mine, întrebarea foarte practică este, ce înseamnă faptul că Duhul Sfânt a gândit familia, a întemeiat familia? O să vă spun niște lucruri curioase. Asta înseamnă că oricine vorbește de rău familia, vorbește de rău lucrarea cui? A Duhului Sfânt. Frate Ionic, ai zis un cuvânt mare. Pentru că noi credem că batjocorim lucrarea Duhului Sfânt
Sau suntem împotriva Duhului Sfânt când cine știe ce facem noi? Eu cred că fratele are dreptate. Când eu batjocoresc familia, batjocoresc lucrarea Duhului Sfânt. Când eu spun că instituția familiei nu este bună, de fapt, am un atac direct la cine? La Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care a creat familia. Când eu spun că familia ar trebui să se modernizeze, ar trebui făcute schimbări, eu de fapt batjocuresc lucrarea pe care a făcut-o Duhul Sfânt, considerând că Duhul Sfânt n-a fost suficient de înțelept, n-a fost suficient de iubitor sau n-a fost suficient de bun când a creat familia în felul acesta. Frații mei, eu m-aș putea opri aici. Și să plecăm acasă și să le spunem tinerilor necăsătoriți că felul în care privesc familia ca instituție, că felul în care vor decide să intre în viața de familie, că felul în care se vor comporta în viața de familie, că felul în care vor vorbi altora despre viața de familie are de-a face cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și orice atitudine greșită n-are de-a face cu niște oameni, cu o instituție, ci cu lucrarea Duhului Sfânt. Interesant, da? Bun, am făcut prima afirmație, mă bucur că ați fost de acord cu mine. Ca să fac a doua afirmație, o să vă pun o întrebare. Dacă vorbim despre începuturi, Duhul Sfânt a fost așezat în om sau în familie? Soliști. Păi să venim cu întrebări ajutătoare. Întâi a fost omul sau familia? Și bărbatul până n-a fost însurat a avut Duhul lui Dumnezeu în el. Zi, frate, mai tare, că sunt rolul în jur dacă ele crede asta. Păi, amin, adică, frate, nu a existat așa între noi. Nu a existat femeie pe fața pământului și bărbatul avea Duhul lui Dumnezeu în el, corect? Nu știu dacă veți găsi undeva în Biblie scris că Duhul lui Dumnezeu a fost așezat în familie. Veți găsi că Duhul lui Dumnezeu a fost așezat în individ, în persoană. Nu doar datorită faptului că bărbatul a fost creat primul înaintea familiei, femeia a fost creată înaintea familiei și apoi a existat familie. Haideți să vă întreb altceva. Duhul Sfânt este așezat în biserică sau în credincios? Ați citit cumva la Rosalii și în mod simbolic, în niște limbi ca de foc, peste biserică sau peste fiecare. Păi înseamnă că e clară concluzia. Dumnezeu are o relație personală cu omul, cu individul, cu persoana. Dumnezeu iartă pe om individual. De asta pocăința este individuală, Dumnezeu îl convertește pe om individual, nu la grămadă, chiar dacă 300 se pocăiesc în același timp, Dumnezeu lucrează cu fiecare în parte, chiar dacă în același timp, Dumnezeu mântuiește în mod individual, oamenii se botează în mod individual, mărturisesc în mod individual, e clar că Duhul Sfânt este așezat în credincios, nu în biserică. Și atunci întrebarea mea, ca să avem o biserică plină de Duhul lui Dumnezeu, ce ar trebui să se întâmple? Fiecare membru care formează biserica ar trebui să fie plin de Duhul Sfânt. Și ca să avem o familie, dacă am vrea să folosim termenul acesta, plină de Duhul Sfânt, ce ar trebui să se întâmple? Ca fiecare membru al familiei, dacă vorbim la început, soțul și soția, să fie plin de Duhul Sfânt. Păi atunci ajung la următoarele concluzii. Că nu ne putem scuza cu celălalt.
Deci niciun bărbat nu poate să spună, frate, eu aș fi, eu aș face, în mine s-ar vedea plinătatea și roada Duhului, da, Eva. Știți cum ține, da, Eva. Eva îți poate face viața mai ușoară, mai grea, dar Eva nu te poate opri să ai o relație personală cu Dumnezeu, corect? Asta înseamnă că nu este scuză nici pentru sora. Frate, Iuga, dacă l-ai stima tale, pa meu, dumneata vorbești despre plinătatea Duhului Sfânt, despre bucurie, despre pace, despre celelalte, cu a meu nu se poate. Dar cu Domnul se poate? Pentru că, vezi, noi în viața de familie venim împreună, devenim una, dar nu pierdem identitatea noastră în Hristos, cum noi ne pierdem nici identitatea fizică, identitatea socială. Pe de o parte, ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu că umblarea în Duhul, plinătatea Duhului, nu depinde de celălalt. Umblarea în Duhul depinde de mine, de relația mea cu Dumnezeu, de prețul pe care vreau să-l plătesc, dar celălalt mă poate ajuta sau îmi poate face viața mai grea, dar nu mă poate opri. Și atunci întrebarea mea ar fi, și ce scuză avem noi să nu fim plini de Duhul lui Dumnezeu? Care este scuza noastră a celor mântuiți dacă noi nu se vede plinătatea lui Dumnezeu și toate celelalte? Îmi aduc aminte din Scriptură, dacă înțeleg bine, și eu cred că înțeleg bine, normal, că noi am fost aduși împreună să ne ajutăm unul pe celălalt, corect? Am înțeles bine? În viața de familie. Am o întrebare, deși nu are nicio treabă cu Scriptura, câte din neveste v-ați ajutat bărbații în săptămâna aceasta făcându-le mâncare? Scrie undeva în Biblie să le faceți mâncare? Niciunde, vă spun eu. Scrie dacă-i foame vrăjmașului de ei să mănânce, nu soțul. Bine, sper că soțul nu-i vrăjmaș, da? Da, i-ați ajutat ca și cum ei n-ar ști să facă mâncare, da? Îi ajutați călcându-le o cămașă sau nu știu ce. Câți din bărbați v-ați ajutat în ultimul an, ați văzut cum a schimbat perioada, nevestele l-a făcut curățenie în casă? Nu-i nevoie ca o aspirator performant și le încurcăm, da? De fapt, întrebarea mea știți că e alta. Câți dintre noi, bărbații, le-am ajutat pe soțiile noastre să aibă o relație corectă cu Duhul Sfânt? Câți dintre voi, surorile mele, câte dintre voi, v-ați ajutat bărbații de când v-ați măritat să aibă o relație corectă cu Duhul lui Dumnezeu? Știți ce mă frământă pe mine? Care e diferența între noi și păgâni? Îmi plac chestiile astea, că sunt faine. Dacă îți iubești nevasta, dui toți doi trandafiri și ai grijă să nu rupi spinii, știi, sau nu știu ce. Mai dui și o ciocolată, mai dui ciocolată dacă poate mânca ciocolată. Dacă nu, dacă îți iubești nevasta și nevasta are diabet, primul lucru nu-i duci ciocolată, frate, adică vezi ce da. Avem tot felul de găselnițe astea în lume, că așa ne arătăm noi iubirea. Oameni buni, ateii duc mai multe flori decât noi și mai frumoase. Corect, surorilor lor, aia au și... A? Ăștia cumpără mai multe poșete la nevestele lor. Musulmanii cred că le ajută în multe lucruri mai mult decât noi. Întrebarea este, în afară de un copil al lui Dumnezeu, mântuit, născut din nou, cine își poate ajuta soția sau soțul în relația cu Duhul Sfânt? Dacă pe noi ne caracterizează doar lucrurile pe care îi caracterizează cei din lume, atât dacă suntem un alt club religios. Dacă avem pretenția că facem din parte, din biserică, din numărul celor mântuiți, ar trebui și ajutorul pe care, hai să folosesc un cuvânt, încercăm să-l dăm celuilalt. Că da, nu pot face pentru celălalt tot ce vreau, că nu pot face nici pentru mine. Nu-l pot obliga pe celălalt, dar măcar încerc. Măcar îmi trece prin minte că
ajutorul ar trebui să fie în primul rând unul de natură duhovnicească? Vă spun de ce. Pentru că relația cu Duhul Sfânt, relația familistului, este relație individuală, dar sigur că ne putem ajuta unul pe celălalt. Nu mai vreau să spun că este evident, când fetele se gândesc la măritiș și caută un băiat, nu e așa că primul lucru care îl caută e un băiat plin de Duhul Sfânt. Aveți ceva în gât, am înțeles. N-a avut nimic cu ce am de-a face cu ce am spus eu, dar a fost momentul potrivit. Da. Să nu vă supărați fetelor, da? Iar băieții ce caută? Fete pline de... Da, cred că am greșit orașul. Bun, deci să repetăm ca să nu uit eu. Duhul Sfânt a fost implicat de la început și rămâne implicat. Asta înseamnă că în viața de familie nimic din ce a hotărât Duhul Dumnezeu nu putem schimba fără să răspundem în fața Duhului Dumnezeu. Apoi, Duhul Sfânt este așezat în individ și noi trebuie să avem grijă de relația noastră cu Dumnezeu, iar dacă unii vă mai gândiți la creșterea copiilor, la creșterea nepoților, poate ar trebui să ne gândim și ar trebui să-i ajutăm pe copiii noștri. Să aibă o relație corectă cu Duhul Sfânt înainte de căsătorie. Să le stea mintea întâi la relația cu Dumnezeu, relația cu Domnul Iisus, relația cu Duhul Sfânt, nu relația cu fetele și băieții, că atunci se cam încurcă. Câți dintre tineri, nu știu, câți necăsătoriți am aici, să nu supăr pe nimeni așa, o mână sus. Nu vreți să ridicați mâna aici? Se filmează, ridică mâna tare, poate te vede o fată, știi ceva, dacă voi... Așa, pe cinstite, voi vă gândiți la o familie binecuvântată sau nu vă interesează? Care normal? Tu ai zis? A, ești nesurat, deci ai vorbit în numele lor. Nu, ăștia erau cam pe gânduri. Nu știu dacă toți se gândesc. Pe bune, da? Tu te gândești, da? Ia întreabă-mă tu pe mine, cine a stabilit condițiile binecuvântărilor? În seara asta o să spun Dumnezeu, Duhul Sfânt. No, fii foarte atent că în seara asta, pentru că ești beat fain, ai un bonus de la biserică. Spune-ți, fratelui meu, trei lucruri absolut necesare ca atunci când va veni la altar să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. N-am zis 30. Trei, repede, că mâncați predică. Hai, unu. Cu tine încep. Nașterea din nou. Trebuie în mod obligatoriu să fii născut din nou. Duhul Sfânt nu va da binecuvântarea unui păcătos. A, că îi dă ploaie, că îi dă soare, dar nu poate Duhul Sfânt să binecuvinteze o persoană și o relație, în afară că le primește pocăința. Dacă nu sunt oameni născuți din nou. Asta bănuiesc că a scos-o din Scriptură, care spune căsătoria să fie în Domnul. Asta înțelegem nașterea din nou. Doar el sau amândoi? Amândoi, obligatoriu, da? Dacă vrea binecuvântare. Deci unul, naștere din nou, notează și mi le dai și mie. Doi, bătrânii nu prea aud, un pic mai tare. Puritate, cine a zis? Mâna sus, că vreau să vă întreb ce altceva. Asta a zis. Ți-a trecut cumva prin minte să te gândești la virginitate? A, nu, dar am vrut să fie clar pentru mine, că eu încurc cuvintele, da? Crezi în asta. Ai și bază biblică. Felicitări. Așa între noi, crezi că prin lumea evanghelică se mai crede în așa ceva? Nu, nu îmi răspunde, știi că nu, dar vreau să ne stricăm seara. Bun, am o întrebare pentru voi, părinți și bunici. Dacă voi credeți ce spune sora, că eu cred 100%, cred, nu că mi-ar plăcea, că mă obligă Biblia, cred că Duhul Sfânt a pus condiția aceasta, nu că nu cred în iertare și celelalte, asta e altă poveste. Dacă noi vorbim de ideal, să primim bine cum... Eu cred în așa ceva. Noi discutăm cu copiii așa ceva sau... Ce v-aș întreba, la ce vârstă discutăm cu ei? Dacă discutăm pe la 18-19 ani, știți cam la ce vârstă și încep
copiii, viața sexuală în generația tânără. Îmi dați așa o cifră? O să vă spun eu. Eram la o întâlnire, nu pot să vă spun unde, mai mult bărbați și niște tineri acolo. Eu de obicei când sunt tineri vorbesc cu tinerii, nu, că sunt la vârsta lor sau la mintea lor, nu mai contează, pe aia mai în vârstă îi lasă, ei oricum știu. Și în timp ce povestesc cu un băiat, eu mai zic, el mai spune, nu știu ce, să mai deschide. Eu nu știu că e taică-s-o acolo cu noi. Și taică-s-o intră și el în discuție. O să, frate Iuga, dacă ai ști, matale, ce vorbesc copiii astăzi la 11 ani. Copilul, că tată, la 11 ani nu mai vorbesc, la 11 ani fac. M-am gândit bine că o stat taică-s-o pe scaun. Oh, dar cum să nu fie în biserică, frate? Nu, eu știu că Timișoara oricum e. Eu vorbesc așa, de Constanța, Mangalia, Medicidia. Știți, partea asta e frumoasă. Din nou, să nu înțelegeți că nu sunt tineri curați. Eu mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tinerii curați. Dar să nu fim atât de naivi să credem că tot ce zboară se mănâncă și avem numai tineri curați ca lacrima. Ar trebui să fim un pic în lumea lor și unii probabil, știți de ce au fost prinși în capcana diavolului, că asta este. Că nu le-a zis nimeni nimic. Că în biserică nu vorbim, în familie nu vorbim. Acum sora și ea s-au apucat să zică de altfel, dar nu credeți că aș fi avut eu curajul. Și atunci, pe când afli, e schimbarea la față. Da, poate ar trebui să discutăm cu copiii noștri, cu nepoții noștri. Știți ce m-a încântat? Apropo, recent am fost la o conferință cu familiile și o să spun așa pe românește, că dacă omul mă aude, nu se supără deloc. Un țigan crescut în România în cea mai cruntă sărăcie, se îmbrăca din gunoaie, mânca din gunoaie, care acum este căsătorit, pocăit, o viață binecuvântată, Dumnezeu îl folosește, o transformare autentică și povestind acolo la masă, printre altele spunea, n-am reținut unde, cineva i-a spus, nu știu dacă la școală ceva profesoară de religie, poate ne mai rugăm și pentru ăștia din când în când, le-a spus următorul lucru, păstrați-vă curați pentru căsătorie și veți fi binecuvântați. Și omul ăsta pe care nimeni nu dădea doi bani. Copilul ăsta a reținut fraza asta. Și a spus, domne, m-am păstrat curat. În mediul acela, super murdar, m-am păstrat curat și Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și m-a binecuvântat. Deci avem naștere din nou, avem puritate și... O să iau ce a zis fratele păstor, că l-am auzit, ascultare de Dumnezeu. Întrebarea, noi, evanghelici, mai credem în călăuzirea lui Dumnezeu? Credem în călăuzirea Duhului Sfânt? Asta când ne cumpărăm mașini, când ne cumpărăm case, când ne cumpărăm pisici, că eu cred că unii, la modul zi, atâta se roagă, Doamne, vreau să-mi cumpăr o mâță. Și eu sunt iubitor de animale, da? Și călăuzește-mă tu, să nu fie așa, să nu fie așa, nu mai vorbim de mașini, nu fie kilometri dați înapoi, că nu-și pot... Oare cineva învață pe tineri că cea mai binecuvântată familie este cea aranjată de Dumnezeu? Parcă la început așa a fost. Cine a dus-o pe ea la el? Cine? Nu fluturii, nu cutare, nu păstorii, nu. Acum nu știu dacă Domnul ne poate folosi pe noi. Dumnezeu a adus-o la el. Și apoi vezi în Vechiul Testament unde, apropo, știți că Dumnezeu în durerea lui, în mâhnirea lui, a spus următorul lucru. Duhul meu nu mai rămâne în om în mod permanent. Atât de mult m-a întristat, asta înseamnă că Duhul era în individ, îl iau din individ, erau așa sclipiri unde lucra Duhul lui Dumnezeu, se va întoarce roata la Rusalii când nu vine Duhul Sfânt peste toată lumea, dar vine peste fiecare mântuit să rămână pururea, slavă Domnului. Dar și atunci, în vremurile acelea, vezi oameni călăuziți
de Duhul lui Dumnezeu. Îi mai învățăm pe tineri lucrul acesta. Dacă îi învățăm, v-aș propune să începem cu altceva, nu cu căsătoria. Să învățăm să caute voia lui Dumnezeu până la căsătorie. În fiecare aspect al vieții. Și în momentul în care te obișnuiești, poate 10 ani să cauți voia lui Dumnezeu într-un domeniu, în altul, în altul, în altul, când vine vorba de căsătorie, spui, păi exact cum am căutat voia lui Dumnezeu în atâtea domenii, acum o caut în domeniul ăsta, e simplu, știu limbajul cerului. Deci care erau cele trei? Călăuzire. Bun, mulțumesc. Cu voi am terminat seara asta, da? Deci asta ca să primești binecuvântarea. Și dacă le împlinim pe astea, avem binecuvântarea garantată până la adânci bătrânețe? Sau există binecuvântare și după ce plecăm de la altar? Noi, cei care ne-am căsătorit, care am început bine. Asta, dacă vreți, este una din mâhnirile mele, dar nu dau vina pe nimeni. În generația în care am crescut eu, să știți că oamenii, chiar dacă nu ne spuneau lucrurile așa mai pe față, oamenii cumva destul de mult spuneau, ai grijă cum începi viața de familie dacă vrei binecuvântare. Știți care e durerea mea? Că n-au continuat să ne spună, vezi că după ce încep cu binecuvântare, nu-i suficient să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea trebuie să rămână. Uite în ce condiții păstrează Dumnezeu binecuvântarea. Și bănuiesc că și după căsătorie trebuie să rămânem mai Domnului născuți din nou, trebuie să trăim în puritate și ca familiști, trebuie să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și după ce ne-am căsătorit. Este ok? Da. Și apoi, dacă există atâtea porunci, eu dacă vreți în viața de familie, Biblia are porunci pentru întemeierea familiei, Biblia are porunci pentru încetarea familiei și Biblia are porunci pentru întreținerea familiei. Și cele mai multe porunci nu sunt pentru început și nici pentru încetare. Că începutul și sfârșitul sunt mai simple. Cele mai multe porunci sunt pentru întreținerea vieții de familie. Alea care le știm noi, cu răbdați-vă, cu iubiți-vă, cu iertați-vă, alea toate sunt pentru întreținerea unei relații binecuvântate de Dumnezeu. Întrebare vis-a-vis de binecuvântări. Care sunt binecuvântările pe care le dorim noi, familiștii? Haideți să vă întreb, care sunt binecuvântările cu care ne lăudăm noi, cei mântuiți? Recent am zis că mă duc la o biserică, aveau un studiu biblic și am fost încântat. Las că vin și ține un studiu biblic din textul vostru. În prima fază n-am înțeles exact de unde, după asta zic, mă, cred că n-am reționat bine, am reționat. Dar mi-a fost folositor pentru că, gândindu-mă că e din Efeseni, am început să citesc Efeseni și chiar acolo la început spune așa, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Noi credem lucrul acesta. Credem că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu binecuvântări duhovnicești în locurile cerești? Niciodată n-am ținut o predică pe subiectul acesta. Am început una, nici nu știu dacă o să termin și cum o să iasă. Nu știu, sunt sigur că nu o să pot descrie toate binecuvântările. Întrebarea mea practică, o să mai practic. Când te-ai lăudat ultima dată cu binecuvântările pe care le ai deja în locurile cerești în Hristos? Corect? Noi nu ne lăudăm. M-am gândit să facem un exercițiu de imaginație. Vine cineva, vine un copil la Timișoara, la facultate, da? Și părinții, pentru că au posibilități și pentru că țin la copil, fac un mic sacrificiu și îi fac la copil o căsuță în cel mai tare cartier din Timișoara și ca să nu fie mândru, investesc în căsuță 575.000 de euro. În micuță, cochetă, un pic de spațiu, na, merge atâta, da? E ok să facă părinții gestul ăsta pentru băiat, nu? El e la facultate, e pocăit, e ok dacă pot. Sigur că da, Domnul să-i binecuvinteze. În același timp, când vin să-i aducă cheile și tot la copil de la casă, să-i dea așa,
Mama știe că îi plac copilului și gogoșii, nu? Sau cornulețe cu prune, ce doriți? Dar nu contează, cornulețe cum ajung. Și se gândește mama, dacă tot ne ducem la Timișoara, la băiați, îi ducem cheile și tot, se aducă și o mică caserolă, nu prea mare, cu cornulețe, cu majun. E ok, mamelor, e ok? Sigur, la 22 de ani, de ce să nu-i dai? A doua zi la facultate, cumva se discută lucrurile între colegi, la care băiatul, el e și pocăit, nu? Umblă la biserică, și când ne aude pe alții nemulțumiți de părinți sau ceva, spune, bă, stați un pic. Să vedeți care e diferența să ai părinți credincioși, cu teamă de Dumnezeu. Părinții mei mă iubesc enorm, fac pentru mine lucruri mari. Exemplu, mama a venit la Timișoara și mi-a adus ce? O caserolă cu cornulețe. Ai vrea să fii mama lui? Eu n-aș vrea să fiu taică-sua. Adică, bă, fraților, eu apreciez că el apreciază gestul cu cornulețele. Dar v-ați prins că noi am dat și altceva pe lângă cornulețe? Sau cornulețele pe lângă altceva? Cum ar suna mai bine? După mintea mea, a zice, copilul ar trebui să spună, domne, părinții au făcut sacrificiu și mi-au dat vila. Iar mama, știind că îmi plac și cornulețele, mi-a adus și un bonus, o caserolă, o cornulețe. Dar cu sau fără cornulețe, importantă este vila. Eu nu cred că avem copii fără minte. Slavă Domnului! Dați-le vila și o să vă mulțumească. Probați! Stau și mă întreb, asta mă, cu ce ne lăudăm noi în fața oamenilor? Asta spune foarte mult. Frate, bunii Dumnezeu, mi-am schimbat cauciucurile la mașină. Bă, chiar mi se pare un lucru mare. Din nou, ateu, știți ce o să spună? Eu mi-am schimbat mașina. Tu spui, mi-am cumpărat o cămașă. El spune, am mai cumpărat o fabrică de cămăși. N-am nicio treabă cu Dumnezeu. Să nu mă înțelegeți din nou. Duc lucrurile un pic în extremă, pentru că noi am intrat într-o extremă. Eu cred că Dumnezeu ne poate ajuta în cele mai mărunte lucruri. Important e care sunt prioritățile mele. Deci dacă pentru mine gogoșii pe care mi-i dă Dumnezeu sunt cel mai important lucru și asta decide dacă Dumnezeu e bun sau nu, dacă sunt binecuvântat sau nu. Am iertat-o pe sora, nici n-a trebuit să iert. Dar una din primele amintiri din America, știți care le-am? A insistat o familie să mă duc la ei la masă, că am mai mers cineva. Cum am intrat în casă, a spus, frate păstor, vă rog să beți Coca-Cola, că pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu și avem. Am rămas paralizat. Marea binecuvântare, Coca-Cola. E greu, da, e adevărat că vorbim de anii 91, când în România se găsea mai greu. N-am băut niciun strop și în mintea mea, dar m-am pocăit, am zis, dacă vine sora în România și de dau două salarii, mă duc și cumpăr Coca-Cola, umplu vana și zic, soră, când doriți, vă duceți, închideți ușa, faceți baie, că pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat. Scuze, frate, ai venit din America, n-am vrut să zic nimic, să zicem că a fost în altă parte. Dar nu numai sora, că na, poate eu i-am fost păstor la sora și eu am învățat-o, eu știu, să se bucure de asta. Mă uit la rugăciunile mele, la bucuriile mele, la lacrimele mele. Și cred că de cele mai multe ori, știți ce îmi dă mie satisfacție sau lacrimi? Gomboții cu prune. Ce am eu un Hristos în locurile cerești, chiar mă interesează, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el. Nu, e important, e verde gazonul sau nu e verde gazonul? Păi atunci ce fac eu cu oamenii aceia care spun chiar dacă nu, chiar dacă nu, eu totuși mă bucur, că, ce, mă bucur în Domnul, El este, Avram a înțeles, Avram, eu sunt cununa ta și răsplata ta cea foarte mare, nu ce îți dau eu.
Duhul Sfânt stabilește condițiile binecuvântărilor. Și pentru cei care dorim adevăratele binecuvântări, condiția este simplă, clară. Dacă este cineva în Hristos. Asta ne spune Duhul Sfânt. Că toate binecuvântările Tatălui sunt așezate, nu într-un pachet, ci într-o persoană, și acela este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Ei, partea frumoasă că Duhul Sfânt, care stabilește și a stabilit condițiile binecuvântărilor, știți ce face? Mi le-a dat și în scris. Eu nu știu câți dintre voi rețineți ce auziți odată sau de două ori. Poate, eu prea, numai, nu știu, orice mă interesează, orice nu mă interesează. Câteodată mai ușor rețin prostia. Aud o prostie o singură dată, păi frate, nu se șterge de acolo, aud un lucru bun și de 10 ori și poate nu rețin. Și ce a făcut Duhul Sfânt pentru noi? Ne-a pus condiție binecuvântării oricum. În scris. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Noi știm că acesta este manualul. Cea mai tare carte pe viața de familie este Biblia. Și manualul acesta l-are ca autor pe Duhul Sfânt. Cât de mult îi mulțumesc Duhului Sfânt că El îmi spune în ce condiții pot să am o relație bună cu soția, cu copiii, cu cei din familie. Am spus-o mereu și încă nu m-am cuiat nimeni. Nu există subiect care ține de viața de familie care să nu fie prins în Scriptură. Dacă familiștii sunt interesați în bani, Biblia vorbește despre bani, despre valori. Dacă familiștii se gândesc la copii, Biblia vorbește despre copii. Dacă familiștii vor relație intimă, bucurie, Biblia vorbește despre ea. Dacă familiștii sunt interesați cum să trăiască, li se spune cum să trăiască. Dacă sunt interesați în moarte, Biblia îmi spune cum să mor. Dacă sunt interesați în veșnicie, Biblia îmi spune cum ajung în veșnicie. Găsiți un singur subiect în Scriptură care spui, domne, familiștii au o problemă sau o bucurie, da? Nu știu, îmi vine acum, jocurile de noroc. Știi că multe familii sunt nenorocite din cauza jocurilor de noroc. Nu vorbește Biblia despre jocurile de noroc? Care este subiectul pe care Dumnezeu principial nu tratează în Scriptură, da? Duhul Sfânt stabilește condițiile binecuvântărilor. Duhul Sfânt mi le dă în scris ca să le citesc eu când vreau, la 3 dimineața, la 3 după masă, când am timp. Știți că noi, Dumnezeu are timp. Noi nu avem timp. Și atunci Domnul spune, Viorele, ți le dau un scris, nu trebuie să fii la dispoziția mea neapărat când îți stabilesc eu. Și partea foarte frumoasă, că Duhul Sfânt ne ajută în împlinirea condițiilor. Duhul Sfânt nu vine doar să ne spună. Duhul Sfânt vine să ne ajute, slăvit să fie El. Și din nou ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce face El în viața fiecărui familist. Vedeți, dacă am luat porunca aceea arhicunoscută, nu știu, pentru bărbați sau pentru femei, iubirea în familie pentru bărbați sau pentru femei. Cum? A, pentru ambii, am crezut că numai pentru bărbați, da? Dacă îmi spune să iubim, mă ajută Duhul Sfânt să iubesc. Scriptura spune că dragostea lui Dumnezeu de care am nevoie, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Roada Duhului este dragostea. Duhul Sfânt are porunca, Duhul Sfânt mă ajută, da? Puteți lua alte domenii care țin de viața de familie și o să vedeți că Duhul Sfânt, după ce poruncește, mă explică, mă și ajută. Ei, întrebarea mea este, Duhul Sfânt locuiește în persoană, în credincios. Poate Duhul Sfânt să folosească familia ca instituție? E clar că poate folosi persoana. Poate folosi și familia ca instituție. Ar fi o întrebare similară cu Duhul Sfânt folosește credinciosul, dar poate Duhul Sfânt să folosească și biserica? Sigur că da. Poate să folosească și familia. Îmi spuneți rapid câteva familii din Biblie care au fost folosite de Duhul lui Dumnezeu.
familia Elisabetei, nu, e greu, ați vrut să dați varianta scurtă și apreciez, dar nu ziceți Elisabeta și Maria, că poate ieși de aici foarte interesant. Deci, vorbim de Elisabeta și Zaharia și de Maria și Iosif, da? Sau poate n-am auzit eu bine. Cum a zis, Acuila și Priscila? Ăștia ce-au făcut? Și-au pus capul în joc pentru Evanghelie. Aveau biserică în casa lor. Știi ce îmi place mie la ei? Normal că tot îmi place. Ăștia erau focalizați pe ajutarea slujitorilor. Când vine Pavel, văd că ăsta se ocupă cu cuvântul, dar nu are, îl iau cu ei, probabil a stat la ei, chirie mică sau zero, mai lucrăm împreună la facerea corturilor, ca Pavel să poată lucra pentru Domnul. Vine tânărul la biserică, îl știți pe ăla care striga tare de aproape se spărgeau geamurile, Apollo. Și ce fac ei? Îl duc acasă la ei și explică maicul de amănuntul la o mâncare bănățeană, că nu a fost chiar părtășie seacă, explică maicul de amănuntul legea lui Dumnezeu. Am o întrebare. Când a folosit ultima dată Dumnezeu familia ta pentru un slujitor? Pentru un slujitor în devenire. Să te uiți că apare un băiat, o fată în biserică, care încearcă cu ceva să-l slujească pe Domnul. Sper că în Timișoara, frate, nu este niciunul care să spună în viața ta să nu te mai prinde acolo, că habar n-ai. Da? Avem și din ăștia, prin alte zone, care au paralizat mulți tineri, da? Când a fost ultima dată când l-ai luat la tine acasă, i-ai făcut un ceai sau ceva, poți să-l duci la restaurant, nu-i problemă, pe banii tăi, și să spui, ce mă bucur că-L iubești pe Domnul, ce mă bucur că vii și vineri seara la biserică, ce mă bucur că vrei să te implici. Uite, din experiența care mi-a dat-o mie Dumnezeu, vreau să spun, ține-o înainte, ține-o tot așa, eu eram mai bâlbâit ca tine, eu eram mai afon ca tine. Eu la început nu puteam memora, eu când mă duceam acolo mi se întuneca ochilor. Uite ce m-a ajutat Dumnezeu în timp, uite ce am văzut la alții. Și să spui, mă rog pentru tine. Și de câte ori ai nevoie de un cuvânt de încurajare, ține numărul meu. Și nu există o oră din zi și de noapte în care să mă deranjezi, mă așez la dispoziția lui Dumnezeu pentru formarea ta. Ai făcut asta în ultimii 2 ani. În ultimii 20. A, ne mirăm că n-avem slujitori. Poate că n-avem nici oameni care încurajează. A, dacă mă întrebați, sigur, asta e cu cheltuieli, cu sacrificii, dar merită. Ați vorbit de Elisabeta și Zaharia? Oameni care se așează la dispoziția lui Dumnezeu, știți ce apreciez eu la ei? O dorință au avut și ei, fraților. Știți ce dorință au avut? Un copil. Și le-a împlinit Dumnezeu dorința cea mai mare parte din viață. Le-a împlinit-o? Nu. Eu nu știu. Nu vreau să bravez. Mă gândesc dacă un copil am dorit și eu să-l cresc pentru Dumnezeu și Dumnezeu care poate nu mi-l dă și eu sunt sfânt, nevasta sfântă, păi dau cu lucrarea de pământ, dau cu toate și le las. Și ăsta e Dumnezeu care nici măcar o rugăciune nu mă ascultă. O viață întreagă nu le răspunde Dumnezeu la rugăciune cum vor ei. Și oamenii ăștia rămân amândoi neprihăniți, urmând cu credincioșie poruncile și rânduierile lui Dumnezeu. Familie, da? Familie care spune Dumnezeul nostru merită și dacă. Nu. Și când le dăruiește Dumnezeu un copil, spune Verele, singura rațiune pentru care ne-a dat Dumnezeu copilul nu este să aibă cine duce la azil, nu este cine să ne plimbe cu căruciorul, singura rațiune pentru care ne-a dat Dumnezeu un copil, să-l creștem pentru El, pentru planul Lui. Alte familii pe care le folosește Duhul Sfânt, Iosif și Maria, care schimbă toată viața și o pun la dispoziția lui Hristos, și din momentul în care se dedică pentru ei, nu mai există altceva decât un singur interes. Unde trebuie să fie Hristos? În ascultare de Tatăl și acolo trebuie să-L ducem noi.
Dacă trebuie să meargă la templu, îl ducem la templu. Dacă trebuie să meargă în sinagogă, îl ducem în sinagogă. Câte vreme a fost copil? Și apoi să-l lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu, să-l încurajăm să rămână acolo. Concluzie, deja am zis destule. Și cred că avem multe subiecte pentru care ne-am putea ruga în seara aceasta. Să-i mulțumim Tatălui pentru Duhul Sfânt. Să-i mulțumim Duhului Sfânt că a gândit familia, a creat familia, ne-a stabilit condițiile, ne-a dat condițiile, ne ajută să le împlinim. Că ne folosește individual și ne folosește ca familie. Să ne cerem iertare Duhului lui Dumnezeu pentru momentele în care probabil nu l-am băgat în seamă, momentele în care l-am întristat, momentele în care mai mult sau mai puțin conștienți chiar am vorbit de rău lucrarea lui. Mă întreba cineva recent, că noi ne rugăm Duhului Sfânt. Dacă i-aduceam în seara asta la voi, la biserică, le deam răspunsul, că toate cântările care s-au cântat erau rugăciune către Duhul Sfânt. Așa că, uite că le folosim, măcar în cântare și în poezie. Vă invit să ne ridicăm. N-am uitat de colegii mei, să fiți liniștiți. N-am uitat de colegii mei, dar aș vrea să avem un moment de liniște, de cercetare în prezența lui Dumnezeu. Tinerii să se gândească la viața de familie. Și așa să se roage, așa să se pregătească ca Duhul Sfânt să-i aducă împreună, Duhul Sfânt să-i țină împreună și Duhul lui Dumnezeu să-i folosească împreună. Amin? Amin. Noi cei care avem familii, aș vrea să ne gândim cum am încercat să ne ajutăm unii pe alții să avem o relație corectă cu Duhul lui Dumnezeu. Ce ne propunem pentru viitor? Dacă noi suntem bine, dacă ne-am propune cu înțelepciunea duhovnicească să ajutăm o altă familie, mai tânără, mai în vârstă, să aibă o relație corectă cu Dumnezeu ca să poată fi binecuvântată de Dumnezeu și folosită de Duhul Sfânt pentru binecuvântarea altora. O să avem un timp de rugăciune liniște și apoi o să-i rog pe frații colegi să vă spună, că o să ne mai rugăm, o să vă spună două, trei cuvinte despre Duhul Sfânt și rugăciune. Ne închinăm lui Dumnezeu.